Un grup de locatari de pe strada Smârdan cere primăriei și serviciilor de amenajare a domeniului public să introducă restricții de circulație pe stradă. O primă măsură ar putea fi introducerea circulației pe un singur sens. În acest fel, s-ar reduce volumul de trepidații pe care le provoacă mașinile care trec peste fisurile create în asfalt de alunecarea și tasarea terenului produsă în prima jumătate a anului. Smârdan este foarte intens circulabilă, în special cu tonaj mare, mașini cu tonaj foarte mare. Da. Așa, avem o rugăminte ca circulația sau inspectorii de la circulații să facă în așa fel încât să reglementeze această situație, având în vedere că pe această stradă sunt alunecări de teren sau tasări sau măcar o perioadă până când se rezolvă problema. Până când se știe problema. Da, măcar o jumătate de an, un an sau până când se rezolvă toate problemele acestea. Deci ar fi un apel către autoritățile de autoritate temporară, da. Dacă se poate chiar definitiv, dar temporar ar fi foarte bine. Până când se rezolvă pe aceste probleme. Au săpat acolo, au făcut niște găuri și lăsa pământul. Și când vine cu roțele, le face buc, 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 în gaura aia, dâc, dâc, dâc. Și asta. Și vibrează, dar cum să nu se simte? Se simte în casă mereu, la orice mașină mare se simte. Ce propuneți dumneavoastră? De ce să propun? Să fac un covor asfaltic, din nou, să toarne peste tot. Să astupe și găurile, nu ce au făcut ei cu smoala asta, ce au făcut aici. Și smoala ei a dat praful din gaură cu aspiratorul și a turnat, uitați-vă la gaura aia, unii smoala. Nu, dar smoala unde? Smoala e pe margine, dar aici înăuntru gaura tot a rămas. Da. Și de asta spun. Da, deci trebuie refăcut strada. Degeaba, ei au turnat ca să vadă marginile, că da. E pe margine, dar gaura tot. Dacă venea cu o freză, stăiaia, desfacă, cum spune, gaura, să toarne smoala, da. Dar așa el a turnat pe deasupra, exact cum am turnat eu la mine acolo. Da. Bine. Da, și pe trotuar a spus că nu e a lor. Dar cu este? Nu, a spus trotuarul că zic că de ce nu puneți crăpăturile acolo? Dar nu e a nostru. Dar al cui este? Nu știu, a nostru. Primăria este cea care descoperă cauza și impută lucrarea celor care se fac vinovați. Executantul, da. Nu ne pun pe noi să căutăm vinovatul. Corect, noi nu avem posibilitatea. Poate nici nu avem posibilitatea materială să facem reparațiile. Primăria este cea care trebuie să caute cauza și să înlăture efectul evident și eventual să despăgubească pe toți cei care au fost afectați. Nu din vina noastră s-a întâmplat lucrul acesta, da? Casele locatarilor de pe strada Smârdan au suferit distrugerea ale structurii de rezistență și fisurări ale pereților încă din primăvara acestui an, odată cu topirea zăpezii. Cererile și sesizările făcute de cetățeni către autorități nu au dus la descoperirea cauzelor alunecării de teren. Expertizele și testele instalațiilor executate de Apă Canal nu stabilesc și responsabilități pentru umezirea solului. Cetățenii de pe strada Smârdan nu au încă nicio concluzie de specialitate privind gradul de infiltrare în lösul macroporic, deoarece forajele au fost făcute doar la 4 sau 6 metri.